Finala Cupei Campionilor Europeni s-a disputat la Sevilla, pe Estadio Ramón Sánchez Pizjuán, în data de 7 mai 1986. Aceasta a fost câștigată de Steaua București, după ce Helmut Ducadam a reușit să apere 4 lovituri de departajare. Mai târziu, el a fost numit eroul de la Sevilla. Acest trofeu este singura cupă a campionilor câștigată de Steaua și singura câștigată de o echipă românească. Echipa Steaua, din acea seară de neuitat, era formată din Ducadam, Iovan, Belodedici, Bumbescu, Bărbulescu, Majaru, Bălni, Bălan, Balin, Lăcătuș, Pițurcă. Pe parcurs au mai intrat Anghel Iordănescu în locul lui Bălan și Marin Radu în locul lui Pițurcă. Antrenorul echipei de aur a Stelei a fost Emeric Ienei. Meciul a înregistrat și două recorduri la acea dată, ambele în dreptul echipei Steaua. Cele 4 penaltiuri apărate l-au inclus pe Helmut Ducadam în cartea recordurilor. Anghel Iordănescu este primul din Europa care câștigă într-un singur meci Cupa Campionilor Europeni în dublă ipostază, jucător și antrenor. În presa din țară, victoria Stelei a fost pusă în umbra politicului, în luna și în anul în care Partidul Comunist Român împlinea 65 de ani de existență. Sportul, unicul cotidian sportiv românesc de la acea vreme, deși a tipărit peste 300.000 de exemplare, nu a dedicat numărul eroilor de la Sevilla, ci partidului, din păcate. Câștigarea Cupei Campionilor Europene a fost cel mai mare succes al fotbalului românesc din istoria sportului. Să nu uităm, dragi prieteni, să cinstim și să iubim România în fiecare zi. Acest proiect este realizat cu sprijinul Guvernului României prin Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova.